Iată, bineînțeles, meditația poate că are beneficiile ei, se vorbește despre aspectele terapeutice ale meditației, dar oricare ar fi forma de meditație, este vorba despre o atenție îndreptată asupra ta însăți. Tu te concentrezi asupra ta, asupra problemelor tale, frustrărilor tale, emoțiilor tale negative, stărilor proaste pe care vrei să, de care vrei să te eliberezi, de care vrei să scapi și asupra stresului care îți macină sănătatea și nervii și pe care, de care vrei să te eliberezi. Asta în formele, să zicem, terapeutice, dar există și o formă de meditație spirituală promovată de religiile orientale. Și îmi pare foarte rău pentru că mulți dintre creștini care adoptă irresponsabil astfel de tehnici nu se interesează înainte care sunt scopurile lor. Pentru că fiecare religie are un scop și scopul nu este comun. De exemplu, sunt religii orientale care își propun aneantizarea ființei, identificarea ființei umane cu marele nimic sau topirea ființei umane cu marele nimic. Prin urmare, toate tehnicile promovate de respectiva credință te duc în această direcție. De aceea sunt foarte mulți care practică meditația transcendentală sau alte forme de meditație și ajung realmente să-și piardă mințile. Dacă nu ajung la nebunie efectivă, ajung la o alienare mentală și la o incapacitate de a interacționa sănătos și normal cu persoanele din jur. De aceea, repet, fără să contest poate valoarea meditației terapeutice medicale, în care te liniștești și tu când și când, gândindu-te la lucruri frumoase din viața ta, la aspectele frumoase, la părțile pozitive, la partea plină a paharului, încercând să te motivezi să mergi mai departe și să te mobilizezi pentru următoarea zi, există și riscuri în meditația de inspirație orientală, riscuri extrem de adânci, de tari, ca să mă exprim așa. Așadar, practic, cel mai mare risc este al depersonalizării, al dezumanizării, la urma urmei. Chiar dacă se pune accent uneori și pe empatie și pe anumite virtuți din acestea, dar în esență, cum a spus și dumneavoastră, scopul final este nimicul. Nimic, să nu simți nimic, să nu trăiești nimic, să nu... Unele tehnici de meditație urmăresc golirea minții de orice gând, golirea sufletului de orice emoție sau sentiment și aceste tehnici până la urmă sunt tehnici de autohipnoză. Ori creștinismul are o problemă cu hipnoza, pentru că hipnoza este o tehnică de depersonalizare, de anihilare sau anulare pe un termen delimitat a personalității umane și a tuturor însușirilor care definesc personalitatea umană, rațiune, conștiință, voință, sentiment, emoție și așa mai departe. Ori vom vedea că sunt tehnici de meditație care atacă miezul, ca să zic așa, tare al personalității umane. Pe de altă parte, se ajunge și la formă de nebunie. Mi-aduc aminte de cineva care încerca cu puterea minții să oprească un tren și s-a așezat în fața lui și realmente a fost pulberat pentru că n-a fost atât de puternic și nu s-a concentrat atât de bine încât să-i reușească figura. Ce vreau să spun este că sunt foarte mulți care prin meditație urmăresc scopuri care n-au nicio treabă cu dragostea și cu empatia. Urmăresc să dobândească puteri, capacități de manipulatorii, cum să-i manipuleze pe ceilalți, să-i domine, să-i stăpânească, să-i controleze. Încearcă să-și controleze până în ultima, nu știu, fărâmă sau propria lor existență.
ceea ce, din punctul meu de vedere, este o aberație și nu poate să te ducă decât la nebunie. Ei, pe de altă parte, se consideră iluminați, treziți, aleși, soldații sau cum să spun eu, cei care contribuie la formarea unei societăți evoluate, unei lumi noi, New Age, o nouă eră, în sfârșit. De aceea, vedeți, este important subiectul din seara aceasta, subiectul contemplației, pentru că vine oarecum în antiteză să arate că tot creștinismul este, nu știu dacă mă pot exprima, dar vom vedea că este superior acestor concepții egoiste, egolatre, egocentriste despre existență pe care le oferă spiritualitățile și credințele orientale.